Una la mână, cu siguranță nu am încălcat Constituția. Doi la mână, nu am cerut demisia domnului Dragnea, fiindcă nici nu am cum să cer demisia domnului Dragnea. Eu nu sunt membru PSD și ca atare n-am această cădere. Însă este adevărat că i-am spus domnului Dragnea că, după părerea mea, ar fi bine să renunțe la conducerea partidului. Evident, dacă o va face sau nu, este decizia domniei sale. Eu vă mulțumesc tuturor!